300 de milioane de copii din toată lumea, adică 1 din 7, locuiesc în zone în care poluarea aerului depășește de 6 ori cotele stabilite de normele internaționale, ceea ce contribuie în mare măsură la mortalitatea infantilă, se arată într-un raport al UNICEF. Poluarea aerului este una dintre principalele cauze ale mortalității infantile în cazul a 600.000 de, de copii sub 5 ani și amenință viața și viitorul altor câteva milioane, arată raportul. Asia de Sud este regiunea unde 620 de milioane de copii sunt expuși riscurilor pentru că respiră un aer puternic poluat, urmată de Africa cu 520 de milioane și Asia de Est și regiunea Pacificului cu 450 de milioane.